Bună ziua, doamnelor și domnilor! Numele meu este Negoescu Cristian. Doresc să exprim și să argumentez opinia echipei mele, Studenților Frontiere, dar și opinia mea din perspectiva de cetățean al acestei țări, opinie legată de comasarea alegerilor locale cu cele parlamentare. Noi considerăm comasarea alegerilor locale cu cele parlamentare ca a fi o afectare a integrității statului de drept. În același timp, creăm și un precedent foarte periculos. Nicăieri în Uniunea Europeană aceste alegeri nu mai sunt comasate. Consider cu tărie că nu trebuie să facem economie atunci când vine vorba de democrație. De asemenea, eu sunt de părere că cei de la putere în ultimul timp fac cam tot ce vor sub adăpostul asumării răspunderilor. Se tot vorbește despre faptul că o comasare a alegerilor ar duce economie la buget. Dar să fim serioși, într-o perioadă de criză economică, când cei de la putere sunt politici de către popor, când partidele aflate la putere scad în sondaje direct proporțional cu scăderea nivelului de trai al românilor, când avem niște alegeri atât de fragile și de controversate, ce pot fi atât de ușor fraudate, de aici alegem noi să facem economii? Bine că nu alegem să facem economii când este vorba despre cei care sunt însărcinați cu păzirea buletinelor de vot. Trebuie să avem niște alegeri locale și parlamentare cât mai eficace, în care alegătorul să nu se simte intimidat de amalgamul de informații care vine direct spre el, să nu se simte intimidat de numărul de buletine de vot, astfel fiind descurajat de a veni la vot sau de a fi descurajat să voteze în cunoștință de cauză. Alegerile locale și cele parlamentare sunt niște evenimente foarte, foarte importante pentru o țară și pentru democrația acestea, deoarece atunci și numai atunci cetățenii își aleg reprezentanții. Când ai două evenimente foarte importante, nu le comasești, nu reduci fonduri pentru ele. Ca o analogie pentru o persoană. Dacă o persoană are două evenimente foarte importante în viața sa, două evenimente planificate, precum căsătoria și precum, să spunem, interviu pentru jobul visat. Acea persoană nu va comasa acele două evenimente importante. Nu se va duce mai întâi la interviul jobului visat, apoi să dea o fugă la funcția căsătoriei. În concluzie, că consider că la câți bani se aruncă pe fereastră de la buget să te apuci să faci... Dă foile, colegiul. În concluzie, considerăm că la câți bani se aruncă pe fereastră de la buget să ne apucăm să facem economii, tocmai când vine vorba de alegeri. Economii care la nivel macroeconomic nu înseamnă mare lucru, mi se pare un lucru destul de genant pentru stat ce se consideră democratic. Vă mulțumesc!